Decizia noastră este să mai așteptăm puțin. Să vedem domnul președinte Klaus Werner Iohannis dacă ne spune ceva. Dacă răspunde cu ceva, dacă ne spune de ce nu a vrut, de ce nu-i vrea, de ce nu... Poate ne răspunde și de ce blochează numirea unor ambasadori. Eu nu știu cum s-a simțit când l-a primit pe ambasadorul Israelului, noi neavând ambasador acolo de 2 ani de zile. Ne-am făcut de râs. De râs. S-au trimis mai multe propuneri pentru ambasadori, cel puțin pentru Israel, din câte știu eu, cred că este a doua sau a treia propunere. Nici măcar nu spune, domnule, nu-l vreau pe Robert Kiș, îmi place de el, e nebărbierit, o vreau pe Mădălina. Dar să spună. Și România stă cu locuri goale de ambasador în state importante, Canada, Belgia, Israel și altele. Deci așteptăm să vedem ce spune și în funcție de asta o să ne sfătuim și în coaliție și cu doamna prim-ministru și cu ministrul justiției care este cea mai bună cale de urmat. Și o vom urma.